În acest sens, guvernul a adoptat în sensul de a pune în acord cerința din decizia 51/2016 a Curții, de fapt dispoziția din codul de procedură penală cu cerințele deciziei 51/2016. Guvernul a adoptat această ordonanță de urgență pornind, așa cum am mai spus acum două zile, de la două principii. Primul principiu este că avem o singură infrastructură care poate face posibilă punerea în executare a mandatelor de interceptare și că această structură aparține Serviciului Român de Informații. Al doilea principiu, a doua premisă de la care a plecat guvernul, este că ceea ce am dorit să facem prin ordonanța de urgență este să venim de îndată cu o soluție care să facă imposibilă sincopa în actul de urmărire penală pe care îl fac procurorii. Asta înseamnă că prin adoptarea ordonanței de urgență nu anticipăm niciun fel de soluție. Am spus și acum câteva zile, societatea românească trebuie să facă o dezbatere cu privire la ce fel de cadru, ce fel de arhitectură dorește.